Salutare tuturor, mă numesc Eugen, azi nu o să fac un tutorial cum să faci un slime, pentru că am făcut asta în trecut. Slime comestibil, de aur, transparent, antistres, colorate, decolorate, extraterestre și multe altele. Azi o să fac ceva mai interesant, o să vă învăț cum să faceți un slime gigant de 50 de kilograme. Un slime atât de mare cum nu a mai văzut YouTube-ul din România. Pentru aceasta aveți nevoie de o bitonieră în care să amestecați ingredientele, 40 litri de glue, câțiva litri de detergent lichid și colorant, de preferat să fie alimentar, ca să nu faceți alergie atunci când vă jucați cu el. Acum urmează cel mai lung proces și anume să turnăm tot acest glue în bitonieră. Acest tip de glue este viscos și curge foarte greu. De aceea o să ne ia mult timp să-l scurgem. 40 de sticle este destul de mult. Nu avem încotro. Așa se face un slime. Trebuie să luăm menghina și să le strângem în menghina. Mâinile și încă avem o grămadă. E mandarini mai așa scurăț. Da, da, n-ai 1700 de mandarini. N-ai 40 de sticle, care le împărțim la 2 și 20, nu? Acum urmează să punem detergentul. Nu știu exact ce cantitate de detergent să pun. O să torn câte un pic până când lipiciul devine slime. Acum urmează să mai adaug câteva picături de colorant. Așa cum v-am promis, am revenit în locul unde am lăsat popcornul. Inițial era o grămadă mult mai mare, dar după cum vedeți, viețuitoarele au mâncat din acest popcorn. Am văzut că v-a plăcut mult episodul cu popcorn, deci urmează să mai fac un video în care concurez cu alți doi prieteni. Cine face mai mult popcorn? Urmează să mai aduc încă câteva porții în pădure. Se învârte mai bine de jumate de oră. O să-l opresc. O să încerc să bag mâna aici. Dacă glue-ul se lipește de mână, înseamnă că nu este gata. Dar nu se pare că este gata. Acesta nu se lipește de mână. Ia priviți aici. Hello, slime! Slime! Acum am un slime gigant. Cu așa un slime de mare și stresul trebuie să fie pe măsură. Dacă cineva din voi sunteți stresați, veniți la mine și vă calmați. Acum urmează să-l torn jos și să-l testez. Descurci singur? Descurci singur?
Așa. Se face din ce în ce mai mare. Abia aștept să-mi bag mâinile în el. Cu așa un slime de mare, nici stresul nu se apropie de mine. O să-mi iau în mașină să-l pun sub picioare ca să mă calmez atunci când stau în ambuteiaje. Știi, aș putea să-l ambalez în cutiuți mici și să-l vând. Cred că aș face peste 1000 de bucăți din el. Dar totuși nu pot să mă opresc. Ah, ce de bine! Este foarte greu. Nu pot să le iau pe tot odată. Sergio, poți să te joci cu el cât vrei. Scrieți în comentarii ce să fac cu acest slime gigant. Mie mi-a plăcut cum a ieșit acest slime, dar vreau să fac unul și mai gigant de 200 kg. Dacă susții ideea mea, pune un like. La 50.000 de like-uri, vedeți un slime și mai gigant. Pentru că tot am cumpărat această bitonieră, dați-mi idei ce aș mai putea face în ea. O mare parte din comentariile voastre le-am pus la sfârșit de episod, așa cum o fac de obicei. Urmăriți-mă pe Instagram și Facebook, de TikTok nu mai zic nimic și așa mulți ați văzut filmulețele pe care le postez acolo. Revin în 2-3 zile cu un episod nou. Vă salut! Dacă vreți să nu mă opresc aici cu acest slime, pot să fac unul și mai mare, cu o bitonieră gigantă.